te judeca. Nu știi cu toată ființa ta că ești nevinovat. Poate știi de unde vii și cine ești, dar toate astea se vor schimba în București. Noapte și zi, orașul e un câmp de luptă. Autoritățile fac un apel la cetățeni ca orice informație despre unde s-ar putea ascunde Cristian Popescu să fie... Emil, ce faci? De ce nu vii odată la culcare? Mi-e urât să stau singură. Hai că vin imediat. Ce făceai? Mă uitam la televizor, dar nu e nimic. Nu e nimic interesant. Lasă-mă să dau un telefon, te rog. La ora asta? Da, dau un telefon și vin imediat. Pe cine suni? Pe Cati. E cam târziu? Nu, e târziu. E vorba de muncă. Hai că vin imediat, da? Hai. Cu cine vorbești, Tudor? Da, Tudor, știu de fuga lui Cristian de la spital. Tocmai de acolo vin. Haide, te rog, liniștește-te. Cum să mă liniștesc, Angela? Nenorocitul ai în libertate. Ai uitat de ce e capabil? Nu, n-am uitat. Normal că știu de ce e capabil, nu trebuie să ne amintești tu asta. Calmează-te, te rog. Da. Scuze-mă, vestea asta m-a cam dat peste cap. Sunt un pic speriat. Tudor, o să-l prindem mai repede decât poți să-ți închipi pe ticălul ăsta. Da. Sper să se întâmple chestia asta. Ai încredere în mine, te rog. Am dus declarațiile asistentei și ale celor doi pasnici. Tudor, te sună puțin mai încolo, am o treabă. Mă anunț dacă se întâmplă ceva. Da. Da, bine, mulțumesc. Pa. Pa, pa. Să am grijă de tine, Ștefan. Nu să las pe nimeni să-ți facă vreun rău. Îți promit. Poți să stai într-un loc să nu te mai foiești, te rog? Nu pot. Tu nu înțelegi cât de gravă e situația asta. Înțeleg foarte bine. De asta am și vorbit cu poliția. Emil, de ce nu mi-ai spus imediat cum ai aflat? N-am vrut să te trezesc. Dar trebuia să mă trezești. Trebuia să stăm de vorbă, să vedem ce-i de făcut. Habar n-ai cât de periculos e omul ăsta, dacă e în fața blocului acum. Nu este în fața blocului. Au spus de la poliție că o să ne trimită niște oameni și vor să ne protejeze. Mi-e foarte frică, înțelege-mă, mi-e foarte frică. Nu-ți fie, o să am grijă de tine, Manuela. O să am eu grijă de tine. Da, dar... Niciun dar.
Tu înțelegi că o să te protejezi? Nu o să ți se întâmple nimic. Da? Bună ziua, biroul domnului avocat Tudor Preda, cu ce vă pot? Alo? Ce se întâmplă, Cati? Domnule Cristian. Eu, era ora de vizită, te așteptam, nu mai vin? În dimineața asta sunt foarte ocupată, am multă treabă, dar după amiază mă eliberez și sigur vin. Să vă aduc ceva, poate niște șosete sau... Nu, nu, lasă, am o colecție întreagă de toate culorile. O prăjitură, poate. Nu mai sunt la nebuni, Cati. Poftim? Am evadat noaptea trecută. Aș mai fi stat, pentru că era o asistentă drăguță acolo și vreau să-i fac ceva interesant, dar am lucruri de rezolvat pe care tu nu le-ai făcut. M-ai trădat, Cati? Nu, nu, eu nu am... Ba da, m-ai trădat. A fost foarte urât din partea ta. Unde sunteți, domnule? Ce-ți imaginezi că o să spun? După ce mi-ai înșelat încrederea? După ce te-ai purtat ca toate lepădăturile din viața mea, eu dacă fustă ce ești. Tu ce-ți imaginezi? Că o să-mi cumperi iubirea cu 3 fursecuri și 2 perechi de șosete? Băbuțo! Tu chiar credeai că m-am amorezat de tine, nu? Domnule, eu nu... Credeai. Credeai că mi s-au aprins călcâiele. Măi! Cati, trezește-te! Te caută moartea pe acasă și tu umbli după prostii. Auzi? Îmi pariu că ești virgină. Hai, nu mai plânge că faci riduri. Nu că ar fi o mare problemă chestia asta, măcar se sortează cu fustele tale plisate. Te las, că m-am plictisit să-mi bași joc de tine. Pa, Cati! Se vede că nu ai mioara în casă, nu? Da, mie ar fi luat jumătate de oră să facă cacao cu lapte. Ai răbdare cu mine. O să mă obișnuiesc. Da. Nu ar fi mai bine să o chemăm pe mioara înapoi? O să vorbim despre asta altă dată. Hai, mănâncă. E bună. Ai pus prea multă cacao. Ștefan, nu mai face atâtea mofturi. Te rog. Bine. Da, Ileana, unde? Ileana a dormit la o prietenă. Nu o să dau un telefon mai târziu, să vedem când se întoarce. Bună dimineața! Bună! Iai micul dejun cu noi? Nu. O secundă, Eliza. Da, ce dorești? Unde pleci? Am o treabă de rezolvat. Pa. Așteaptă. Nu înțeleg. Ce vrei de la mine? Cristian. Sincer, n-am chef să vorbesc acum despre ticălul ăsta de Cristian. Cristian, ai evadat. Poftim? Azi noapte, din ospiciu. Doamne. N-aș vrea să ieși din casă până când nu vine poliția și... Da, nu vreau să-mi porți de grijă, da? Vorbește mai încet, nu vreau să afle, Ștefan. Tu doar mi-ai arătat că nu-ți pasă de mine. Nu înțeleg. Ce mai vrei? Eliza, Cristian... Ai grijă de Ștefan, da? Eu mă descurc și singură. Știu să-mi port singură de grijă. Bună, Cati. Bună, Emil. Ce s-a întâmplat? Nimic. Hai, zi-mi ce. Știi că îmi dau seama când ai ceva. M-a sunat Cristian. A sunat aici?
ai evadat de la... Da, știu, știu. Am văzut la televizor. Știe că l-am mințit și mă urăște. Liniștește-te. Că... Mă urăște. Liniștește-te, o să-l prindă poliția și... Nu știu, să sperăm că o să-l împuște, o să-l omoare, o să-i facă ceva. Cum o să-l omoare? Cate, tu chiar nu vrei să... Chiar nu vrei să încetezi odată cu obsesia asta pentru Cristian? Chiar nu înțelegi că s-a folosit de tine? N-a dat niciodată doi bani pe tine, s-a folosit de tine. Nu-mi pasă. E singurul bărbat care a simțit ceva pentru mine. Sunt sigură de asta. Absolut sigură. Cate, tu mă auzi? Tu auzi ce-ți spun? Facem altceva, du-te acasă. Du-te, că oricum n-ai cum să te concentrezi la dosare, nu poți să faci nimic. Te duci acasă, te încui în casă și nu răspunzi la telefon, ai înțeles? Bine. Fii atentă că vorbesc foarte serios. Cristian este liber și în stare de orice. Mhm. O să le nebunești pe omul ăsta la cap. Toată viața am slugărit pe alții, acum vreau și eu să fiu răsfățată. Să fiu servită, să-mi iau revanșă. Da, doamnă, vă ascult. Domnișoară, tinere, te rog frumos, adune puțin unt și puțină marmeladă. Imediat, domnișoară. Și stai puțin. Și puțină cafea. Din aia bună, da? Da. Doamne, bine că nu e și mama aia pe aici. Nu zi vorba mare. Ia uite. Aaaa! Ce? Să nu te întorci, nu te întorci. A venit mamaia. Doamne, o să ne cer, că n-am chemat-o. Mai rău, mai rău. Miora, poți să-ți cauți un pic de treabă? Am de vorbit cu Narcisa între patru ochi. Eliza, noi nu suntem aici în casă la domnul Tudor, așa că te rog să te porți cu respect cu mine. Nu mă pui pe mine să stau cum vrei tu, da? Îmi vorbești cu respect, ca de la egal la egal, da? Miara, drăguță. Da, Eliza, scumpiță. Gata, gata. Nu, n-am chef de scandal, da? Te rog frumos. Miara, te rog, lasă-mă să vorbesc cu Eliza. Bine. Pentru că mă rogi tu. Da, te rog. Da, să știi că sunt pe aici prin preajmă, da? Da. Stai, am pun puțin, da? Îmi place cu lapte. Eliza, fii drăguț, ia tu șervetul ăsta, că mi-a căzut pe jos. Ce s-a întâmplat ieri a fost dezgustător. Mi-ai sunat soțul și ai încercat să-l seduci ca ultima... Aha, hai, te înșeli. N-am încercat să-l seduc. Nu te lasă sufletul să-mi faci așa ceva. Sunt sora ta, ți-am salvat viața. Și așa mulțumești tu să vin pe Tudor ca o disperată? Eliza, te rog frumos, cred că ar trebui să lămurim niște lucruri. Ce să mai lămurim, Narcisa? De parcă n-ar fi fost destul de clar. Eu îl iubesc pe Tudor. Tudor mă iubește pe mine. Nu putem trăi unul fără altul. Ce nu înțelegi? Dacă ai avea un drum de sensibilitate, îți vorbesc ca de la femeie la femeie. Eu ți-am spus adevărul, atâta tot. Dar nu e vorba de adevăr, Narcisa. Eu sunt condamnată la moarte. Mai am atât de puțin de trăit. De ce nu mă lași să mă bucur de soțul meu? Puținul timp care n-a mai rămas. De ce? Hai, te rog, nu mai plânge. Te rog, liniștește-te. Pot să mă liniștesc? Eliza, te rog. Te rog, Eliza. N-aș vrea să... Ce nu vrei? Nu vrei să sufăr? Da, nu vreau să sufer din cauza mea. Atunci dispar, Narcisa, dispar din viața lui Tudor. Nu pentru totdeauna, doar până când voi muri. După aceea o să fie al tău. Te rog. Doamne, că... Te rog, Narcisa, te rog, surioară. Își cer asta ca de la soră la soră.
Asta mai lipsea. Oh. Oh, Doamne Dumnezeu. Oh. Nu vreți să vă ajut, domnișoară? Nu-i nevoie, lasă-mă în pace. Sunteți sigure? Am spus că nu-i nevoie, vezi-ți de drum. Sergio, te rog să mă ierți, am crezut că... Că e vreunul care vrea să cagați. Cam așa ceva. Nu, uite că nu. Te-ai calmat? Să zicem că da. Dar ce-i cu tine? Nu prea ești în apele tale. Am avut o zi oribilă, atâta tot. Mai vrei să bem un ceai împreună? Poate te înveselesc. Nu. Te rog. Mulțumesc, nu. Că aici o cafenea face un ceai excepțional. Haide, te rog. Bine. Cei de la pază sunt în alertă. Dar ar trebui și noi să fim cu ochii în patru. Da, așa e. Nu știu de ce e în stare norocitul ăsta. Orice om ar fi profitat de momentul ăsta și ar fi plecat din țară. Dar nu Cristian. Nu, Cristian a rămas aici ca să se răzbune. De asta mi-e frică și mie. Da. Dacă era în pușcărie, nu avea cum să evadeze, dar dintr-un ospiciu... Cum a reușit ăsta să convingă că e nebun? Hm? Cum a reușit să convingă judecătorul că trebuie mutat într-un spital? Cum? Emil? Știi ceva de chestia asta? Emil, spune-mi dacă știi ceva de chestia asta. Ne ajută informația, spune-mi. Nu trebuie să stai la singură cu scorpia asta. Nu mai contează. Chiar nu mai contează. Dar ce ți-ai zis de ești în halul ăsta? Adevărul. Adică? Ea și Tudor sunt căsătoriți, iar eu n-ar trebui să mă mai bag între ei. Ba da, ba da, de ce? Ioara, eu sunt în plus. Vorbești prostii. Trebuie să fac cumva să-l uit pe Tudor, așa e cel mai bine. Pita mea, uite cum stau lucrurile. Ea s-a băgat între tine și Tudor, nu invers. Nu cred. Nu crezi, așa e. Ascultă-mă puțin. Când... ultima dorință a Anastasiei a fost ca ea să se căsătorească cu domnul Tudor. Numai ea a auzit această ultimă dorință. Nu ți se pare cam suspect? Și ce vrei, Ioana? Să-mi suspectez propria soră? Nu, n-am nicio dovadă că nu e adevărat ce a spus. Și în plus, e foarte bolnavă. Are și ea un suflet. Ce să zic ce suflet? Asta e, are, e rea din cap până în picioare. Ioana, Eliza a suferit foarte mult. Da, dar și eu am fost bolnavă când eram mică, am avut pojar. Te rog, știu că de cele mai multe ori e o nesuferită, dar trebuie să mă gândesc la ea. E sora mea. Doamne, Iisuse Hristoase, de ce nu mă trăznești pe mine acum, fetiță? Nu m-a prostit, spui, nu m-a prostit, dar eu tot te iubesc. Ia spune, ce vrei să faci în continuare? Eu... Tu? Eu l-am ajutat pe Cristian să scape de închisoare și să poată fi declarat nebun. Poftim? Îmi pare rău, n-am avut de ales, mă șantaja. Emil, ce-i în capul tău? Tu-ți dai seama ce ai făcut? Îmi dau seama, am greșit, știu că am greșit. Ai greșit? Emil ăsta a încercat să ne omoare pe toți. Ți-aduce aminte? Mă șantaja, îmi pare rău, n-am... Mă șantaja! Alo, bună, Angela. Ceva vești despre Cristian? Pe că am dat nimic. Tu ai primit vreun mesaj de la el, un telefon de amenințare, ceva? Nu. Poți să iei câțiva oameni și să verificați toate hotelurile din zona asta. S-ar putea ascunde aici.
Cum înțeles? Tudor, ai nevoie de protecție. O să trimit pe cineva la tine. N-am nevoie, crede-mă, mă descurc. Dar nu mai fi încăpățânat. Două secunde. Emil, n-am terminat. Scuză-mă. Nu sunt încăpățânat. Copiii au nevoie de protecție, casa trebuie supravegheată, asta este important. Tudor, ești inconștient. Cristian a demonstrat de atâtea ori de ce poate fi în stare. Nu e cazul acum să faci pe viteazul. O să trimit pe cineva la tine și gata. Angela. Tudor, ai nevoie de pază. Mă descurc. Crede-mă. Dar înțelegi odată, te rog. Explică-mi cu ce te șantaja, Cristian. Cu moartea soției mele. Poftim? Ce legătură are? Irina aflase despre relația mea cu Manuela și vrea să-i spună lui Cristian. Așa și? Și venise la birou să-i spună lui Cristian, numai că am început să ne certăm și nu am mai apucat. Emil, tu vrei să-mi spui că tu ai... Nu, nu. A fost un accident. A fost un accident. Am început să ne certăm și ea s-a împiedicat și a căzut în gol. Numai că de atunci Cristian mă acuză că aș fi omorât-o eu. În cazul soților Ionescu, să știți că e destul de dificil, e complicat. Cei doi soți nu reușesc să se pună de acord în ceea ce privește partajul. Și o să am nevoie de ajutorul dumneavoastră, ar trebui să vă implicați în totul. Nu furam nimic, vă jur, nu furam! Știu că lipsesc topurile de hârtie, dar nu le luam eu, vă jur! Să nu dați! Gata, gata, gata! Promit gata. Că găsesc pe vinovat și... Gata, Petru, calmează-te! Te rog! Scuză-mă! Da, vă înțeleg reacția. E firma dumneavoastră, nu vă place să fiți furat. Eu venit să-ți aduc niște plicuri și corespondența pentru Cati, asta fac de obicei. Da, Cati și-a luat liber și... A, de asta nu era la birou. Da, plicurile poți să mi le dai mie. Da. Scuze-mă, n-am vrut să te sperii. A fost plăcerea mea, adică nu-i nicio problemă. Da. Lasă-l vaza, era Petru. M-a speriat degeaba. Emil, nu pleca. Îmi povesteai cu ce te-și angaja Cristian. Hai să continuăm. Credeți-mă, dacă aveam de ales, nu-l apărăm pe Cristian, dar pur și nu mi-a dat de ales. Emil, știi ce nu înțeleg? Dacă erai nevinovat, de ce te-ai lăsat șantajat? Pentru că încercam să o recuceresc pe Manuela. Un zvon ca ăsta mi-ar fi distrus orice șansă. Aha. Deci tu l-ai apărat pe cel care vrea să distrugă biroul în care tu lucrezi, nu? Sunt conștient de ce am făcut. Dacă vreți să-mi dau demisia, sunt chiar... Să-ți dai demisia. Așa se rezolvă. Îmi dau demisia. Nu, Emil, nu vreau să-ți dai demisia. Nu sunteți supărat? Oba, da, sunt foarte supărat. Faptul că nu vreau să-ți dai demisia nu înseamnă că nu sunt supărat. Turbezi de furie. Să știți că nu se regretați, o să fie. Gata. Nu știu de ce, dar îți mai acord o șansă. Vă mulțumesc foarte mult. Emil, e istorie. Nu vreau să mai aud despre asta, da? Mulțumesc, da. Bine.
ți-ai scris lui Cristian. Îți repet, nu-ți mai cere scuze. M-am purtat îngrozitor cu tine. Stai liniștit. N-a fost cu intenție, m-ai confundat. Bine că mi-am dat seama, altfel îți spuneam vreo două. În regulă. Oricum, în ultimul timp am fost tratat și mai rău. Cred că m-am obișnuit ca femeile să poartă urât cu mine. Înțeleg. Chiar înțelegi? Am aflat că te-ai despărțit de Manuela. Da. Așa e viața. Ca să nu fii trist. Putea fi și mai rău. Uite, eu, de exemplu. De ani de zile iubesc în secret pe cineva. Știu că n-am nicio șansă, dar nu pot să mi-l scot din suflet. Da. Complicat lucru mai e și dragostea. Așa se pare. Ce chestie. Mulțumesc, dar ne-am răzgândit. Oricum trece la nota de plată. Eu și cu domnișoara dorim două cosmopolitan foarte tari. Da, domnul. Mersi. Plăcere. Știi că eu nu prea sunt obișnuită cu alcoolul la ora asta. Nici eu, dar cred că o să ne facă bine. Oricum ceaiul și cafeaua ne aruncau în depres. Așa puțin alcool o să ne înveselească. Cred că ai dreptate. Cum să mă calmez? Liniștește-te, nu se poate. Bun? Casa asta e a ta? E foarte frumoasă. Vedeam aici, pe vremuri. Mă rog, venea și Carolina în vizită, mama ta. N-a mai fost de mult. Serios? Da, acum e o ocazie specială. Ori ești fata ei. Vrei să-ți povestesc despre mama ta? Da, dar mai întâi spune-mi ce ai vorbit cu tata. Am vorbit, mi-a spus că are treabă pe la birou și că o să vină să te ia mai încolo. Măcar știm că Ileana este bine. Ileana nu este bine, Ileana este în mâine unei jigodii! Uită-te la mine, gata, calmează-te! Calmează-te! Dacă vrei să rezolvi problema asta, trebuie să te calmezi. Știu, dar nu pot să fiu calm! Nu pot! Cel mai rău lucru pe care putem să-l facem acum este să ne pierdem cumpătul, da? Trebuie să gândim la rece, trebuie să vedem exact ce e de făcut. Hai să ne gândim puțin. Unde spunea Cristian că o ține pe Ileana? Spunea că o ține într-o casă în care a mai fost cu Carolina, nu? Știi cumva unde e locul ăla?
De unde să știu că și Golia mai are o casă? De unde? Dumnezeule, nu, Ileana. O să vezi că nu o să putească nimic, Ileana, da? Cristian nu e prost, nu o să-i facă absolut nimic. Știe că are nevoie de ea. Situația asta se repetă iar și iar și iar. Tudor, trebuie să spun ceva foarte important. Tu mă iubești, eu te iubesc. Doar că... Vrei să ne grăbim, Emil? Bună. Bună. Tudor, trebuie să vorbim ceva foarte important. Nu acum, te rog. Ce se întâmplă? A evadat Cristian din ospiciu. Poftim? Doamne, copiii sunt în pericol. Am primit un DVD de la Cristian. Este cu Ileana. Imaginele sunt filmate astăzi. A răpit-o pe Ileana? Da, de aia trebuie să ajung de urgență la Angela. Iartă-mă! Nu, vin și eu, vin și eu. Continuă căutarea criminalului Cristian Popescu, asasinul în serie cel mai important din ultima vreme. Popescu a fugit azi noapte dintr-un spital de neuropsihiatrie de stat și încă nu avem urme sau piste care să ne indice unde se află. Poliția lucrează intens la căutarea sa și chiar s-a oferit o recompensă de 100.000 de euro pentru persoana care ar putea să ne dea câteva amănunte. Cine e? Dana. Hai, deschide mai repede. Mai tu mai lipsei. Mami, hai. Am auzit știrea despre Cristian la televizor și am venit într-un suflet. Cum te simți? Foarte bine. Stai liniștită. Hai. Ești singură? Da. Unde e Emil? A ieșit. Cum a ieșit? E incredibil tipul ăsta. Adică a plecat și te-a lăsat singură? E complet irresponsabil. Dana, s-a dus până la birou. Dar stă liniștită, clădirea e păzită, sunt în siguranță. Manuela, mie nu mi se pare normal să plece și să te lase singură într-o situație Dana, ca... Gata. Bine, gata, oricum sunt aici și nu mai plec nicăieri. Stau să am grijă de tine. Minunat. Dacă vine Cristian, o să-i spui tu vreo două de fugem în campământul. Manuela, îmi fac griji pentru tine, nu trebuie să faci mișto. Bine. Hai, stai jos. Îți aduc o cafea, un ceai, un suc? Da. Ce da? Nu, mai bine bem ceva tare. Adică numai eu. Că tu ești însărcinată și n-ai voie. Alo. Ți-a plăcut DVD-ul pe care ți l-am trimis? Ce e cu fica mea, nenorocitule? Dacă te atingi de un singur fir de păr din capul ei, te omor, jur că te omor cu mâna mea. Alo, hei, nu te mai ambala. Vreau să facem un târg. Dacă nu te calmezi, nu cred că are rost să discutăm. Un târg? Ce târg? Ce târg să fac cu tine? Fă ce spune. Ascultă-ți prietenii, Tudore, nu fi tâmpit. Și poartă-te frumos. Vorbești cu un criminal. Dacă mi-ești însărite. Hă? Și de ce sunt capabil? Ascultă-mă bine. Dacă fica mea pățește ceva, o să te găsesc până și pe lumea cealaltă. Vin și ți-o plătesc, crede-mă. Tudor, relaxează-te. De tine depinde ca Ileana să nu plătească nimic. Ai îngropat deja o fată. Vrei să o pierzi pe ultima? Să nu cumva să-i pomenești numele Anastasiei că... Tudor, calm, calm. Iată ce trebuie să faci. Te duci la birou, aștepți acolo un telefon de la mine. Să nu te prind că anunți poliția sau pe deșteaptă de Angela, că ne supărăm. Bun? Ai vorbit cu tata? Vine să mă ia? Am vorbit, Angela, și nu poate. Era ocupat la birou. Dar ce, te-ai plictisit cu unchiul Cristian? Nu pot să cred.
Ia, bea asta. O să te ajute. Momentan trebuie să jucăm după cum ne cântă nenorocitul ăla. Nu ne permitem să riscăm. Abia după ce o eliberează pe Elena, putem să anunțăm poliția. Tudor, Emil are dreptate. Nu se poate, nu se poate. Ascultă-mă, o să vezi că o să trecem și peste asta. Nu pot să o pierd și pe Elena. Anastasia, de acolo de unde ești, te rog, ai grijă de Elena. Ai grijă ca sora ta să nu pățească nimic. Ia uite ce frumos a desenat-o acolo. Ce acolo? Zâna zorilor? Cine e? Nu, e Anastasia. Așa mi-o închipui eu în ceruri. Zâmbitoare și înconjurată de flori. Ți-e dor de ea? Da, foarte tare. Ne înțelegeam ca așa și pisica. Dar ne iubea mult. Nici acum nu vine să cred că a murit. E nedrept, nu crezi? Da. Viața e nedreaptă. Ea te iubea mult. Da. Într-o zi a venit să-mi spună că îi se pare că ești foarte frumos. Era roșie în obraj și sclipea ochii. Zicea că e îndrăgostită. La mine nu mă iubește nimeni. Ce spui tu acolo? Toată lumea te iubește. Numai că s-au spus lucrurile alea urte despre tine la televizor, că ai omorât și... M-ați uitat la televizor? A, nu. S-a uitat Ștefan Peneț. Și-a citit acolo. S-a uitat Peneț? Da. Și eu și Ștefan știm că ai făcut câteva lucrurile, dar nu e vina ta, pentru că tu ești puțin... Sunt... Puțin cum? Ești puțin nebun. Și oamenii nebuni nu prea știu ce fac. Judecătorul te-a pedepsit. Dar pentru noi tot unchiul Cristian rămâi. Cel de treabă și care ne ducea bomboane. Și o să te iubim mereu. Mulțumesc. Ești foarte drăguță. Da, m-am emoționat. De-abia aștept să ajung acasă. Să-i povestesc tot toatei. Poate o pedepsește pe mutușa. Cred că o să o pedepsească. Mai desenează. Trebuie să dau un telefon. Hai, Tudor, te rog. De ce nu poți să vii acasă? Păi, sunt îngrijorată. Păi, dacă nebunul ăsta stă chiar acum în fața casei la pândă? Și lui Ștefan e frică. Eliza, sunteți păziți de o mulțime de polițiști. Sunteți în siguranță. Crede-mă! Tudor ar trebui să fie acasă, aici, lângă familia ta. Nu pot să mai țin linia ocupată. Vorbim mai târziu. Tudor, te rog să te liniștești. Cum să mă liniștesc? Fiica mea este în mâinile unui criminal. Nu pot să mă liniștesc. Eu aș vrea să mai rămân, dar... Manuela... Da, du-te ce grijă de Manuela. Oricum nu mai poți ajuta cu nimic. Aș vrea să mă țineți la curent. Da, o să te sunăm dacă se întâmplă ceva. E așa de greu să fim fericiți? Se pare că da. Se pare că asta e soarta noastră. Nu spune asta. Te rog, nu spune asta. Nu vreau să abandonez. Nici eu. Ai venit să-mi spui despre ce vrei să vorbim? Da. Vreau să vorbim despre ceva foarte important. Alo. Ești pregătit să facem târgul? Ce târg? Uite ce vreau să fac. Deschideți laptopul, intră pe chat-ul pentru videoconferințe, intră pe contul tău și caută-mă. Bine. Să mă vezi pe mine.
În schimb, eu aș vrea să-ți admir mutra. Tudor, hai, deschideți camera. Hello! M-auzi? Aoleu, dar ce încruntat ești. Spune-mi odată ce vrei. Îți spun. Apleacă-te, te rog, și deschide ultimul sertar al biloului. Acolo unde ții pistolul. Mai știi că spuneam că e periculos să ai o armă la birou? Și tu mă contraziceai, îmi ziceai că nu se știe niciodată când o să ai nevoie de ea. Aveai dreptate, Tudore. Cristian... Scoate pistolul. Totdeauna mi-am dorit să te omor. Și-am vrut să o fac spectaculos. Am greșit. Așa e cel mai simplu. O să te omor fără să murdăresc mâinile, dragul meu. Ce vrei, Cristian? Spune-mi odată. Vreau să-ți aduc aminte despre fiica ta. Ileana e cu mine, aici. Ai observat ce a crescut? Ai observat că seamănă cu Carolina? Îți imaginezi ce aș putea să-i fac, dragul meu? Dar n-am nimic cu ea. Cu tine am ce am. Știi ce vreau de la tine? Vreau să zbori creierii. Vreau să te sinucizi. După aceea o să-i liberez pe Ileana. Hai, Tudor. Spectacolul. Curaj. Vreau să ne vedem în iad. Ce e, mătușă? Ești nefericită? Dar cum e posibil? Nu ai tot ce ți-ai dorit în viață? Nu ai bărbatul pe care îl iubești dintotdeauna? Deci nu mă știu, Dani, partea ta. Ai sex, dar să mă pui să te leg de pat. Domnilor, bună seara, iată ce veți putea urmări în Observator, o adolescentă cu probleme psihice a murit într-un incendiu pe care ea însăși îl declanșase. Totodată tânăra a reușit să lase o grămadă de oameni pe drumuri, amănunte imediat. Și tot atunci vom discuta despre marele pot de la Loto 6 din 49, care a fost câștigat de un arădean. S-a îmbogățit el, dar s-a îmbogățit și statul. Cu cât, aflați în câteva minute. De asemenea, vom mai vorbi despre salvarea misterioasă a fiului celebrului Kaspersky. Ce spun ziariștii ruși, atât despre răpirea, dar mai ales despre salvarea tânărului, aflați în Observator la ora 23, când vă aștept.
stat în junglă. Aici primești cât să-ți ajungă. Student în primul an, sperai că o să-ți găsești de muncă. Nu tot ce zboară se mănâncă, nu încă. Și uite cum se schimbă blugi-n pantalon la dungă. Orașul e în picioare, motivul știm cu toți, acum toate sunt legale. Aici ispita umblă coală, să moară business, vorba asta e capitală. Nimic nu e ce crezi, ai grijă cu cine umbli ca să nu te accidentezi. Și când ai realizat tot ce ai venit să realizezi, șampania să curgă. Ai venit în jungla.